mutat numai să vedem forma că putem pune COVID. Ați început? Dar tu unde ești? Tu ești în duba asta? Bă, uite-te, mă, să fac cu mâna. Bine. Nu e Emil cu barca. Frumos lac. Unul dintre cele mai frumoase locuri din Transilvania. De data asta la natură și aventură am venit pe lacul sălbatic Fărăgău. Aici există o salvă de lacuri, o fermă de pescuit. Ăsta, primul lac cum vii de la Cluj, este lac sălbatic, lăsat la pescuit sportiv. Nu se recoltează de pe el. Un lac extraordinar de frumos, cu stuf, de jur împrejur și cu câteva insule, mai mari sau mai mici, pe luciu. O să facem astăzi un pescuit de șalău. Suntem la începutul lunii aprilie, în primele zile lui aprilie. Ocazie foarte bună pentru a observa și păsările care în perioada asta au format cupluri și încep să construiască cuiburi și să depună ouă. Suntem la începutul perioadei, sper să nu le deranjăm. Dacă vedem că le deranjăm, o să stăm la mai la distanță. Dar în principiu astăzi căutăm șalăul pe un lac sălbatic. Uite că iese și soarele, a fost foarte frig până acum, probabil 2-3 grade. Iese și soarele, astăzi va fi o zi călduroasă, însorită, deci o zi frumoasă. Dacă dăm și de șalei, și mai bine. Barcă, dacă ți-o trebuie la pescuit, în barcă stai. Gata, am ieșit pe lac. Cam ora 7 și 20, 7 jumate. Nu mă pot opri să mă minunez cât de frumos e lacul ăsta. Foarte frumos. Rare ori. Cam seamănă delta, mai degrabă decât al lac din Ardeal. Foarte frumos. Mai este lume la pescuit, pe mal. Da, cum spuneam, căutăm șalău. Acum s-ar putea ca el să fi depus icrele, atunci stă și le păzește pe cuiburi, așa se spune. Dacă dăm de cuiburi, o să avem succes, o să prindem foarte mulți și bine masculi, pentru că ei atacă tot ce trece pe lângă cuibul cu icre, le păzesc să nu le fure cineva icrele. Dacă nu dăm de cuiburi, va fi o problemă, dar fiind cu bărcile, am credința că până la urmă dăm de cuiburi. Nu se poate să nu dăm. Trebuie să apară și Aaron Jacob, prietenul meu, cu care am făcut destule partide de pescuit la șalău, care este un specialist în șalău, vine și el tot cu prietenul lui, Alin, dar el e specialist în șalău, este în lotul național de spinning. Se pricepe mult mai bine decât mine, adică cu alte cuvinte de meserie. Eu sunt un modest amator. El va fi cel care va descoperi probabil cuiburile. Are foarte multă tenacitate și foarte multă dorință de a prinde pește. Foarte pasionat de spinning. Hai să încercăm să ne punem, uite, aici între bărci și dăm între un pic stuful ăla. Da. Nimic. Da, nimeni nu aia. Bine, poate că avem noroc că nu sunt valuri. Păi trăiesc pe Aron. Cum e, Arone? Neața bună. Să trăiești. Cum e? Ca la început, așteptăm. Tu ai mai pescuit pe lacul ăsta? De fapt, am mai pescuit împreună, dar toamna. Da, da, da. O singură dată l-am mai pescuit. Da, eu de două ori. Ce ai pus? Ai pus văcăpesii de fiu? Da, ne-am pus pe 5 grame bas asasin. Dacă ți aduci aminte, ultima noastră ieșire, exact pe groapa asta de aici, cu guma asta în lat. Da. Pescuitul șalăului la cu momele artificiale
E pescuit foarte șmecher în sensul că pescuit de mare finețe. Se pescuiește cu gume, așa le spunem noi, cu niște, ca niște viermi de gumă care imită felul în care se mișcă în apă. Am lăsat-o pe Vidra pe mal pentru că mă încurca în barcă. Fii atent, câinele. A sărit în apă și se vede specific notul lui de techel cum cosește cu coada în spate, parcă are motor. Na, nu știu la ce lipsește apa asta de 3-4 grade. Dar văd că catorcea de techel pe care m-a avut e cam nebună. Văd, mă, zici că are motor. Vidra, fii atent cum ai agățat și o trestie după ea. Na. Unde e, mă? S-a băgat sub. Asta e nebună, mă. Bă, era să se nece, s-a băgat sub barcă, mă. Na, unghiță și apă. O, cam sigur. O părăsești, mă. Da, mă. Dar las colegii, eu cam lesa la mine. Acum, bineînțeles că tremură, zici că e motoretă. Nu, după episodul ăsta, că prima dată am pierdut vremea să o duc la mal, după aceea trebuie să o duc la mal, că... Am intrat în apă, dar de-am reușit să și pescuim cumva. Păi n-are cum să nu fie ceva aici, lângă stufă asta. Un biban, un ceva. Cum stați? Nimic? Am vrut să zic cum stăm. Nici un țac? Nu, nici un țac, încă subțire. Continui cu tehnica de șalot, că m-a întrerupt Vidra. Așadar, cu niște bucăți de gumă care emită un peștișor, lestat cu un plumb care îmbracă un cârlig, pe fundul apei se caută să pipăie fundul apei foarte încet, foarte fin. Problema n-ar fi asta, și asta e o problemă pentru că de multe ori avem agățături târând plumbul ăla pe fund. Problema este că mușcătura șalăului, exceptând mușcătura de pază a cuibului, când stă de pază și păzește cuibul, atacă mai violent. Mușcătura așa lui e foarte fină, deci pur și simplu simți un țac, până și mușcătura unui biban mic e mai puternică decât a unui șalău. Deci se simte foarte slab mușcătura lui, în momentul ăla trebuie înțepat, de obicei se dă cu fire mai rigide, cu fire textile și cu bețe mai rigide, pentru ca să poți să răspunzi mai repede la mușcătura lui, mai ferm. În orice caz e un pescuit de mare travaliu, trebuie umblat pe lac și dat toată ziua, dăm și uneori fără rezultate și uneori într-un sfert de oră prindem 2-3 șalăi, dacă am găsit locul și ora la care îl mănâncă și culoarea gumei și felul gumei pe care îl mănâncă. Dacă tot am vorbit de gumă, cam așa arată, cu o mulțime de variante, de culoare și de formă. Da. Am început să pescuiesc, practic pipăi fundul cu shed-ul. Acum am un shed, o gumă tip shed, pipăi fundul, o tărăsc pe fund, când fac câte o zvâgnet și ea face pac, se ridică, coboară și emită un peștișor care umblă așa pe fund. Cam așa lucrează. Emită un peștișor așa zălud, numai că pe fundul apei lucrează. Și eu am pus. Am pus și un mono, am pus de toate, dar să țin un țac, un telefon, un ceva. La un moment dat mi-ar place, pe la mai încolo, să cobor pe o insulă de asta, să explorez puțin, pentru că eu cred că o să găsim cuiburi de păsări. Nu de lișiță, ci de rață, în special. Rața își face pe mal și în scurburi cuib. Nu în stuf. Lișița aș face în stuf. S-ar putea să găsim și cuiburi de lișiță.
Ai! Aron! Da? Am avut un atac. Serios? Da, da. Chiar lângă barcă. Fix lângă barcă? Da. Ești cu gramaj mare? Ce? Nu. Nu, e cu 3,5 ca mine. Mic. Da, auzi, atacul ăla, ai și văzut peștele sau? Nu. M-a purtat așa o secundă, s-a dus. Pentru că m-a atacat, eu am crezut că e agățătură de lemn, știi? Și nu l-am înțepat. Nu. Păi dă-i drumul ăsta. Se mișcă, cu siguranță se duc să încerce malul. Încearcă să dea pe lângă mal, să vadă dacă șală unul e pe lângă malul. E foarte posibil. Dana trecută, la alt lac, așa l-am găsit, pe lângă malul. E adevărat că era un lac pe piatră, cu fund de piatră. Pe lângă malul, la maxim 7 metri de mal, i-am prins în lungul malului. Nu-i bun soarele ăsta, Dane, dacă era un pic înnorat, un pic de vânt, ceva... Știu, sau să bată vântul. N-o las că înnorat a fost și joi, soare. Da, dar ce valuri au fost? Păi aia zic. E fain așa pe lac, că nu bate vântul, dar cu șalău mai... Dar stai liniștit, că va începe să bată. Vântul? Da, sigur. Continuăm partida pescuit. Poate începe să bată și vântul, deocamdată foarte agreabil. S-a încălzit, insulițele astea sunt minunate, păsări, foarte frumos. Mai mare dragul. Dacă o să vină și vreun pește, o să fie minunat. Apa are 13 grade. Aia nu-i rău. Vezi că mă duc în extrema cealaltă, pe 2 grame și gumă mică. Pentru biban? Nu neapărat. Și pentru șalău. Eu sunt pe vreo 3 grame. Uite, Dane. 2 grame în cap. Nu. Ce vezi ăsta, Aron, în spatele tău și în fața mea e un plaur. Foarte mulți dintre ei sunt plauri, de fapt, nu sunt insule. Da, da, deci da. Mută vântul. Plutitori. Da. Posibil să se mute din... Lacul e foarte adânc. Deci 3 metri este un lac foarte adânc și are 4 gropi. Am vorbit cu administratorul. Și unde să le-a 4 gropi? Are 4 gropi, dar care sunt extrem de adânci. Vor să vină cu scafandrii. Unde și izvoarele. Este lacul izvoare, știi? Mm-hmm. De asta e și foarte bun. Și specia predominantă e somnul. Să vedem noi. Până una alta, dacă și așa deocamdată șalăii se lasă așteptați și știucile, o să încerc să fac puțin explorare pe insula asta. Rare ori găsesc așa o insulă în mijlocul unui lac, fermă, adică poți umbla pe ea. Hai să vedem ce e pe aici. Ia că ce-am descoperit pentru până una alta, un ou de rață, rața, cum spuneam, nu-și face. Da, e vechi, de anul trecut. S-ar putea să mai fie aici ceva cui,
cuib de rață, că au niște măcănituri prin... Asta e un cuib de țarcă aici, dar țărcile încă nu cred că au depus ouă. De aici, de undeva, am auzit plecând un rățoi din zona asta din față. Să vedem. Rățul nu se face pe sol în apropierea apei, vreau să zic, în trestie, pentru că riscă, atunci când cresc apele, să se inunde cuibul, să piardă ponta. Și atunci caută locurile mai înalte. Tocmai pe când mă gândeam că probabil rața n-a depus, din moment ce n-am găsit niciun cuib, venind în partea asta unde este uscat, dar totuși are ceva acoperit să nu poată fi observat deasupra, o rață a zburat de la 2-3 metri de mine, undeva aici trebuie să fie cuibul, ea nu stă fără motiv. Ui, stai, chiar și văd. O, mamă, nu că are, că are multe deja. O, acum nu vreau să îl deranjez, o să mergem, ea a ieșit pe acolo, a zburat încolo, să mergem pe aici prin spate să vi-l arăt. O, dar câte ouă are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouă. Ăsta e exact media. Rața tocmai s-a ridicat de pe ele, cu siguranță sunt calde, nu o să pun mâna pe ele ca să nu se întâmple ceva și oricum vreau să plecăm repede de aici, să nu se ne liniștească. Acoperă la loc. Acum suntem la începutul lunii aprilie, undeva probabil la începutul lunii mai o să vedem bobocii pe lac. Place. Uite că acum s-au oprit ăștia cu cosutoarele manuale de pe pășune. Uite rățoiul, uite rățoiul, uite rățoiul, uite rățoiul, uite rățoiul. Rățoiul era lângă rață, aici cu siguranță mai este un cuib de rață. Rățoiul era lângă rață aici, în tufișuri. Uite un stârc. Cât e de mare. Pac, a scăpat un găinaț? Nu. E buhai de baltă. Un buhai de baltă, asta este pasărea aia care de multe ori când veniți pe malul lacurilor sau când veniți la pescuit, se aude tu, 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 ca și cum cineva ar sufla într-o sticlă. Ei, nu suflă nimeni în sticlă, e stârcul ăla, e o specie de stârc. Buhai de baltă îi spune, dar e o specie de stârc, sunt multe specii de stârci. Uite, doi rățoi, trei rățoi, patru rățoi. Patru rățoi. Femeile cum ascult și ăștia au cuib aici. Da, mi s-a părut că aici am avut două lovituri chiar. Așa că o să stau puțin mai mult. O să simt să fiu și de biban, dar nu cred, după cum le-am simțit. Am ajuns aici lângă băieți, băieții s-au ancorat de stuf, au prins câte ceva. Am luat un mascul frumos pe hucicuci, 3 grame jumate, hucicuci ăla de 7 cm. Alin a luat 2 și am mai avut încă 2 cozi de hucicuci mușcate jos. Deci practic am reușit să activăm 5 pești în 30 de minute. No, o să mai vedem, o să și vedem peștii, dacă nu-i cazul să ne apropiem de voi. Și acum rotim culori, uite, îi pun un fire tiger, rămân pe același gramaj, pe aceeași mărime de nălucă și învârtim culori, să vedem ce-i place. No, cocioc e și încolo și acolo am avut. Unde anume? Uite, mă, încolo. A, aici în față? Da. Păi acolo să mergem următoarea, de aici. Cred că pe ăstea stau, nu știu, am stat aici vreo 10 minute și înainte să plecăm... Păi dacă chiar atunci m-a sunat să veniți. Atunci l-am prins. Da, după ăla a fost al doilea. După ce ai sunat să mergem. Nu, când m-a sunat la fermă. De a, la fermă, atunci mă. Încă n-am prins nimic. Da. Eu scoal cu glitter roșu. Da? Nu. Cocioc. Ce senzație mi-o dat. Ce emoții mi-a dat.
Dacă o scot din cociocul ăsta, să hai duc. Da, am început să dau și eu. Deocamdată nimic, carul nu mai a avut un țac, am dat și o agățătură. Asta e la pescuit. Am mai prins unul. Asta te trage, e crap. Alin, o prins unul? Nu știu. Nu știu, că e și la suprafață. E și alău, dar e mai mare. Sau e de spate. E de spate. E un mascul de spate. Un mascul la de spate. No. Ți-l iau cu micio. De aia să... Îl ridicăm cu... A găsat cam pro. A găsat chiar de... De aripioară. Uă, dar ce negru-i, mă! Uite, s-o și despețat. Vai, dar ce negru-i! Așa, în perioda asta de împerechere, ce nu și așa negri, foarte frumos. I-o dat. Să vezi ce urme de știu că are pe el. Nu mă amărul. Dar sănătos și sănătos? Da. Da? Da. Mascul. Uite, eu n-am prins, dar băieții, până la urmă, au prins și m-am plimbat. Până la urmă, trei bucăți. La unul s-a mai dat drumul, am mai avut două... Nei, negru. Uite, și ăla e tot așa. Black bass. Negru, mascot. Mai au? Da. Nu, îți destul de subț. Despre asta a fost vorba în emisiunea de astăzi, despre pescuitul pe un lac sălbatic. Am căutat șalăul, eu nu l-am găsit, dar băieții l-au găsit. N-aș spune o partidă extraordinară, dar în ceea ce privește mulțumitoare. Asta am vrut să vă arăt, lacul ăsta sălbatic, frumos, minunat, este destul crap, caras, somn, știu că șalău aici. Merită venit aici la pescuit, notați-vă, Fărăgău, județul Mureș.